Ia, eu, stai acolo. Așa, mă dau lângă tine. Să plecăm unul de lângă altul, da? Fii atent, fii atent. Deci facem așa, 3, 2, 1 și ha. Ho, mamă ce te-am luat. Fii atent, deci facem așa, 3, 2, 1 și ha. Ho, mamă ce te-am luat. Wow, 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 wow. Wow, mamă ce mă plec, mamă, mamă ce m-am plecat. Mamă, și pe stânga, și pe stânga, și pe dreapta, ia, ia, și pe dreapta. Mamă, mamă, și ce frână am pus. Dau și semnal de stânga, așa se face pe circuit. Mamă, mamă, și ce-i dă, ce plecare, ce start, inclusiv semnalul, cât de rapid este semnalul. Merge mai departe. Da, 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 am semnalul dreapta, ce, s-a oprit motorul, nu? Altul oprit aici, în mijloc. Ce faci, domnul, ce faci? Ce? A, începător, da, am înțeles. Nu, nu e nimeni la volan. Băi, eu sunt pe banda asta. Salutare, dragi prieteni, și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Eu sunt Motorider, astăzi mergem printre mașini, ca așa este în București, și facem un vlog așa cum nu am mai făcut de foarte, foarte, foarte mult timp. Mulțumesc foarte mult! Și anume un vlog random în care discutăm ceea ce vedem, ceea ce, nu știu, ce... Habar n-am ce... Este o zi de miercurea în care, nu știu, eu știu, eu un semi, facem semi-caterinca astăzi. Că am zis, hai să mai revenim la vechiurile, vechiurile vloguri. Jaguar, Land Rover, păi ori e Jaguar, ori e Land Rover, ori e Skoda. Începe să se lase noaptea încă de la ore din astea. Ore d-astea, ore, de vreme, se lasă seara de vreme, se lasă soarele în jos, mai spune-mi iubito odată, mai spune-mi că te dai la o parte, e incredibil cum și cât de greu poți să mergi printre mașini în locul ăsta, atât de strâmt, este strâmt, wow! Ala-i, dă-i, dă-i tare, tati, dă-i. Ia. Hai că nici n-a fost ilegală. Ce e aia dublu continuă? Să vezi cum e să treci pe triplă continuă. Pe o singură linie continuă ți-a permisul, pe dublă continuă ți-a permisul mai mult și pe triplă continuă ți-a permisul de două ori. Sau care e regula? Aici aveam prioritate, nu? Eu te radă cu spatele. Asta merge cu platforma și asta de unde v-ați băgat voi? Băiatule, și aici. Băiatule, ce poate să fie astăzi în București? Eu stai acolo. Așa. Liniile de tramvai despre care o să facem un episod separat pentru că este extraordinar de nasol să treci peste ele și te fură și te face. Ia, hai că bine. Băi, băiatule, dar păi îmi faci de mână, dar nu te uiți? Ia uite-l, mă, și eu mă... Omul meu întoarce să dea cu spatele, mă. Mi-a fugit spatele! O bag și-o pe aia acum. Dacă nu aveam cursurile de siguranță, nu mă opream eu. Să oprea ăla. Mamă, ce lucrare importantă aici. Sănătate! N-am claxonat eu. Ăsta din spate m-a claxonat. Ce, ești de la rău, mă? Ce a accelerat el, frate, până în punctul ăla acolo. Și de acolo a pus mare frână omul. Ăsta din spate m-a claxonat. Bă, tată, bă, luminile, bă, BMW. Înțeleg că n-ai măner de semnalizare, da? Pentru lumini, nu? Nu? Nu servim azi. Ne băgăm și noi aici după taximetrist. Înaintea lui.
Voi motocicliști ăștia care vă băgați între mașini și între oameni și mergeți printre mașini și nu stați în spate și vă băgați printre ele și am zis același lucru de 5 ori, nu? Și depășiți mașinile prin laterale de 6 ori. Mamă, ce e în autobuzul ăsta, vă băiatule, bă. Mamă, ce e în el, vă băiatule, bă. Covidus? Covidius? Ești în autobuz? De ce? Am ceva pe mine? Dă-te, uite așa la mine. E frig afară, dar m-am încins. Ia, să luptă BMW cu BMW? Sunt curios. Fii cum pleacă ăștia doi, ia. Ia. Te salut, te salut, da, 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 te salut, sigur că da. Ia, ia. Ia, îl acoperă, îl acoperă. Mamă, mamă, ce bine l-a acoperit. Ăsta-i BMW-ul ăla fără lumini. Am înțeles. Stai, măi, motoridere, că viteza strică. Ce strică? Nu strică asfaltul. Strică foamea. Școala de șoferi. Altă școală de șoferi. Wow, 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 wow. Nu merge semnalul, boss. Îți dă rateuri semnalul. Ce-ai dă rateuri, îi dădea semnalul, nu pot să cred. Ia, 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 ia. Al BMW fără lumini? E ziua, e ziua BMW-urilor fără lumini. Sau ăștia fac economie, mă, la curent. Dar vă rog frumos. Dar vă rog frumos. Dar vă rog frumos. Hai că da, nu? Atâta poate. Da. Și tot el gură mare, după ce că a greșit. Are gura mare, omul. Care-i făcut, mă, grătar pe aici? Mamă, a luat foc ceva. Ce-a luat foc? Ia, 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 uite-i pe ăștia. Bă, bă, cât de descreierat să fii, frate, să mergi ca... Abia ce ai avut un incident sau un semi-incident și mergi în continuare tare, îți mai iese unul în față și tu n-ai, frate, nicio treabă. Sus? Bă, du-te, mă, că ți-ai da una. Ia, Dacia, gata, te-am făcut. Bă, tu te pui cu mine, mă, vrei să faci liniuță, mă? Vrei, mă, să facem liniuță? Vrei, vrei, vrei? Hai că facem liniuță. Fii atent acum, fii atent. Mă dau lângă tine. Să plecăm unul de lângă altul, da? Fii atent, fii atent. Deci facem așa. 3, 2, 1 și... Ha! Ho, ho, ho. Mamă, ce te-am luat! Fii atent. Deci facem așa. 3, 2, 1 și... Ha! Ho, ho, ho. Mamă, ce te-am luat! Nu, no, nu se poate. Mersi frumos, să rămână. Acu-i acu. Bară la bere. Ia, bara, bara, bara. Bere, 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 de la ce bere? Mulțumesc, mulțumesc. Bă, ești nebun, și-a scos mâna pe geam și-a plecat oglinda ca să pot să trec ușor. Doamne, mai rar oameni din ăștia. Și nasul rău de tot, pentru că știu că și eu am permis de mașină, merg și eu cu mașina și am încercat să fac și eu ăsta, eu am buton în mașină să pot să dau oglinzile lângă geam, dar e nasol, de ce? Pentru că în momentul în care faci treaba asta, și vă înțeleg pe cei cu mașinile, în momentul în care faci treaba asta, tu nu mai vezi absolut nimic în părți în spate. Și nu știi dacă motocicleta aia s-a oprit, dacă motocicleta aia vine, când vine, cât mai are și așa mai departe. Și atunci e chiar nasol să-ți dai oglinda aproape de mașină. Care e practic un simplu gest, apeși pe un buton și lași motociclistul să treacă, nu te încurcă cu nimic, nici dacă se duce în față, nici dacă stă, bine, dacă stă în spate te încurcă, o să fie coada mai mare. E un gest frumos și apreciez asta. Vă mulțumesc. Da, da, ție-ți mulțumesc. Wow, 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 wow. Wow, mamă, ce m-a plec. Mamă, mamă, ce m-am plecat. Mamă, și pe stânga. Și pe stânga, și pe dreapta. Ia, ia, și pe dreapta. Mamă, mamă, și ce frână am pus. Dau și semnal de stânga. Așa se face pe circuit. Iară te apleci în sensul giratoriu, unde e mai nasol și cazi, că e asfaltul înclinat invers.
Iară te apleci în dreapta, incredibil, incredibil, exterior frumos, intră pe interior aici, în sensul giratoriu, la interior, la intrare. Mamă, mamă, și ce-i dă, ce plecare, ce start, inclusiv semnalul, cât de rapid este semnalul, incredibil, așa, incredibil. Mamă, și iau-te acolo un H2R sub sigla de Ninja, cu apucături de H2R. Aici, mamă, ce plecare, wow, ce viteză, incredibil, 40 de km pe oră. Din nou semnal, mamă, și mă plec pe astea pe care pici dacă dai tare. Ce m-am activat. Din nou aici, să vedem, dai semnal, nu dai semnal. Ucraina merge mai departe. Da, 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 am semnalul dreapta. Ce, s-a oprit motorul, nu? Altul oprit aici în mijloc. Ce faci, domnul? Ce faci? Ce? A, începător. Da, am înțeles. Nu, nu e nimeni la volan. Mergem mai departe, schimbăm direcția de mers, facem stânga. Pe unde facem stânga? Hai să facem pace. Păi da, ce nevi. Bam, 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 și ce-i dăm? Aoleu, e lume multă. Cât spectatori la acest spectacol, nu? Poate e ok dacă zic spectatori la acest spectacol. Hai să pun motorul aici în dreapta. Unde în dreapta? Să mor tu că ăștia la Kaufland. A, intru direct cu motorul. Ce? Pot să intru cu motorul în Kaufland. Eu nu pot să cred așa ceva, că au oprit luminile în Kaufland, în Carrefour. Ca să facă economie. Lumine de la intrare. Niște leduri, erau 3 leduri. Mare economie ce faceți cu alea 3 leduri. Eu am fost Motorrider, nu uitați să fii tu un Motorrider de pe www.motorridershow.ro. Iar până data viitoare, Motorrider pentru tine, numai bine, pa!